Ianis era un băiat de 8 ani. El era de fel un copil foarte pofticios și deseori ajungea să poftească chiar dulciurile fraților lui. Într-o zi, când Denis, fratele lui, era plecat la școală, el a intrat încet în camera lui. Știa că Denis avea o rezervă de dulciuri pusă bine. Oare unde e? Aha, uite-o! Dar ciocolata mea preferată! Însă vocea din interior îi tot zicea: nu e bine. Ianis, asta înseamnă să furi. Dar nu o să-și dea nimeni seama dacă iau doar un baton. Așa că Ianis desfăcu ușor un baton și cât ai clipi, acesta dispăru în butica lui. Vai, dar ce bun a fost, îi zise el. Fratele meu are multe batoane, așa că o să mai iau unul. În curând, batoanele dispărură unul câte unul. Aolo, doar unul a mai rămas. Dar au fost atât de bune. O să las unul, ca să nu se supere Denis. Până la urmă, am tot dreptul să le mănânc, dacă el nu le mănâncă. După 2 ore, Denis venise acasă. Hei, salut, Ianis! Ce faci? Bine, zise Ianis, neobișnuit de tăcut. Ianis, s-a întâmplat ceva? Nu, totul e în regulă, minți el. Denis se duse în camera lui, dar ceea ce văzu îl lăsă uimit. Pe jos, zăceau ambalaje de ciocolată mâncate. Eu nu mâncasem niciunul. Oare ce s-a întâmplat? Ianis, ai mâncat tu cumva din dulciurile mele? Bă, dar de ce dai mereu vina pe mine? Poate l-ai mâncat tu și ai uitat. Ianis, nu minți, știu că ție îți plac foarte mult dulciurile. Nu ai dovezi că le-am mâncat, strigă el. Copii, ce s-a întâmplat, spuse mama intrând, de ce vă certați? Ianis mi-a mâncat dulciurile, uite, doar un baton mai am. Așa ai făcut, Ianis? Întrebă mama. Dar voiam și eu ceva dulce și am mâncat foarte puțin. Ianis, nu e bine ce ai făcut. Știi că ceea ce ai făcut tu acum se numește furt? Domnul ne zice în Cartea Sfântă că furtul e păcat. Iisus se interesează ori de câte ori furăm. Hai să spun o povestire. Israel era un popor mare și puternic. Dumnezeu i-a scos cu mari semne din Egipt și a dus într-o țară bogată numită Canaan. Dar înainte să-și ia în stăpâne această țară minunată, trebuiau să lupte cu cananiții, care erau niște oameni răi și cruzi. În timp ce cucerau o cetate foarte mare, Dumnezeu le-a spus să nu ia niciun lucru din acea cetate păcătoasă. Toate trebuiau nimicite și distruse. Dumnezeu știa că acest lucru era spre binele poporului său, dar un soldat evreu, pe nume Acan, nu a ascultat și a poftit lucrurile din cetatea aceea. Fără să-l vadă nimeni, acesta a furat câteva lucruri valoroase și le-a ascuns în casa lui. Ce crezi? A rămas nepedepsit? Nu. Dumnezeu afla că Acan nu ascultase și a poruncit lui Iosua, conducătorul poporului Israel, să-l omoare cu pietre. Mami, nu am crezut că e așa de grav să fur. Nu vreau să iau din ce nu-mi aparține. Mă ierți? Trebuie să-i ceri iertare fratelui tău. Lui e furat dulciurile și, bineînțeles, va trebui să iei altele în locul celor mâncate. Ianis a învățat o lecție importantă în ziua aceea. Niciodată nu va mai lua ceva ce nu-i aparține. Dar tu, ai învățat ceva din această povestire? Cățelușul. În vitrina unui magazin de animale era un afiș. Cățeluș de vânzare. Un băiețel de 10 ani intră și întrebă care-i prețul unui cățeluș. Vânzătorul îi răspunde că prețul este între 20 și 40 de dolari. Băiețelul băgă mâna în buzunar, scoate câteva monezi și numără 2,15 dolari. Și apoi întreabă: aș putea vedea cățelușii? Vânzătorul zâmbește, fluieră din magazin și iese afară cățeaua și în urma ei 5 cățeluși frumoși. Al 6-lea cățeluș rămase în urmă și nu se apropia. Băiețelul întrebă: de ce cățelușul acesta șchioapătă? Omul îi răspunse că acesta s-a născut cu o problemă la picior și va șchiopăta toată viața. Ăsta-i cățelușul pe care îl doresc, a spus băiețelul cu bucurie în glas. Dacă asta e dorința ta, ți-l dau gratis. Copilul s-a supărat și a răspuns: nu-l vreau gratis. Prețul lui
e la fel ca și a celorlalți toței. Îți voi da tot ce am la mine acum și în fiecare lună îți voi plăti 50 de cenți până voi achita prețul lui întreg. E sigur că vrea acest cățeluș, doar niciodată nu va putea să fugă sau să se joace sau să sară precum ceilalți. Băiețelul s-a plecat și a ridicat puțin pantalonul și i-a arătat vânzătorului aparatul de fier ce-i susținea piciorul strâmb. Nici eu nu pot alerga, de aceea acest cățeluș are nevoie de cineva care să-l înțeleagă. Ochii vânzătorului s-au umplut de lacrimi când i-a spus copilului: mă rog și sper ca fiecare cățeluș să aibă pe cineva care să-l iubească, așa precum tu îl iubești pe acest cățeluș. Un prieten adevărat este acela care sosește în timp ce ceilalți dispar. Învățând să nu bajocorești, de Iulia Zeist. Emily, Roger, strigă mama de pe verandă. Veniți imediat în casă! Emily și Roger scuturară nisipul de pe haine, se îndreptară către casă. Mama, ce s-a întâmplat? Întrebă Emily, abia răsuflând. Mergi la magazin? Întrebă Roger nerăbdător. Mama zâmbi. Da, de data aceasta puteți veni și voi cu mine. Mergeți, spălați-vă pe față, apoi schimbați-vă cu hainele pe care vi le-am pregătit. Cei doi urcară scările în grabă. Se întoarseră după 5 minute. Roger, vino să spun cămașa în pantaloni și să-ți leg și returile, spuse mama. Luați-vă gegele și mergeți în mașină acum. După ce spuseseră centurile de siguranță, porină către magazin. Prima dată se opri la magazinul unde se vând alimente vrac. Au parcat mașina și acum se îndreptau către ușa magazinului. Înaintea lor intră o femeie cu fiul ei. În magazin, Emily continua să-i urmărească. Uită-te la băiețelul acela, îi șopti Roger, care o ținea de mână. Băiețelul era murdar pe față și cămașa era pătată. Pantalonii și pantofii erau rupți și plini de găuri. Nici măcar nu s-a încălțat corect, râseră amândoi. Și mama lui arată comic, adăugă Emily, în timp ce mama împreună cu băiețelul se îndreptau către un alt raion. Copii, spuse mama cu blândețe, privind-i cu subînțeles, veniți și nu vă mai uitați așa insistent. Tăcuți, ei urmară pe mama la casă. În mașină, mama se întoarse către Emily și Roger. Vă bătea joc de băiețelul și mama lui? Întrebă mama. Da, dar era foarte murdar și mama lui arăta atât de comic, șopti Emily. Într-adevăr, arătau diferit, dar asta nu vă dă dreptul să vă bate joc de cineva, îi mustrăia cu blândețe. Se poate că atunci când mama aceasta era fetiță, nimeni nu a învățat-o despre curățenie. Îți amintești de copiii care l-au băjocorit pe lisei și de ceea ce s-a întâmplat cu ei? Au fost atacați de niște urși, răspunse Roger. Da, lui Dumnezeu nu-i place când ne batem joc de alții. Este foarte urât, explică mama. După ce au ajuns la acasă, mama deschise Biblia la 2 împărați 2 și le citi din nou povestea despre lisei și copiii care l-au băjocorit. Copiii ascultau atenți. Nu vreau să mai joc băjocoresc pe alții, spuse Emily în timp ce așeză Biblia din nou pe raft. Îmi pare rău că mi-am bătut joc de băiețel și de mama lui. Este ceva grav să-ți bajoc de ceilalți. Astăzi, în loc să râzi să vorbești despre cei doi, ar fi trebuit să le zâmbești, le spuse mama cu blândețe.